Alege adevărul. Pare groaznic de greu. Există N maxime care tocmai asta fac. Te încurajează să nu alegi adevărul. De genul. Adevărul doare. Aul. Adică cum doare? Ce doare? Ce? Că eu îți spun un adevăr în față doare? Păi de deci ce doare? Când tu știi. Nu. Doar, doar, doar că tu interpretezi aia ca durere. Tranziția dintre faptul că trăiești de fapt permanent în minciună spre adevăr E o durere, e un cutremur, e firesc, pentru că ți se schimbă parametri, Dar în secunda în care încep să trăiești doar în adevăr, nu mai ai greutate fizică. Nu există, plutești. Ăla adevăr, adevărul. adevăr este fericirea permanentă. Acea stare permanentă. Că fericirea nu este formată din stări pe care le alergăm ca să le adăugăm într-un total care cumva să ne facă să ne simțim fericiți. Nu, fericirea este o stare permanentă. Dacă trăiești în adevăr. Bineînțeles, pentru că asta este adevărul. Dar adevărul este iubirea. Iubirea ce este? Puterea absolut universală. E foarte simplu. Este super simplu, alegi -o în fiecare Noi zi. Noi suntem toți făcuți doar din iubire? Doar din iubire, dar te uiți lângă tine. Ce-i mă cu ăsta cu care sunt? Nimic. Dă dracu. De ce n aveți cu ce sunt? Nu sunt primul să termină lumea. Ai, doamne, că trebuie să te gândești la implicare. Nu trebuie să te gândești la nimic. Trebuie să simți.